Vă salut și bine v-am găsit la un nou video. Încep acest video de aici, din lanul de Luțărnă, care e aici în zonă la mine. Unii albinele își aduc o bogată sursă de hrană pentru iarnă. Aici, lângă stupină, la vreo 200 de metri, albinele sunt prezente în flori. Da, au de unde să-și completeze rezervele de hrană. Da, în acest video mi-am propus să vorbesc un pic despre egalizarea familiilor de albine, lucru care eu îl fac în fiecare an. Cum procedez, cei care veți urmări acest video veți vedea. Nu folosesc nici apă cu pălincă, nu folosesc nici ceapă pentru mirosuri. Știu eu, ca să nu simtă albina care o aduc dintr-o ladă în alta. Nu folosesc ceapă, nu folosesc pălincă nu folosesc, pentru că vă spun de ce nu folosesc, pentru că aici în zonă sunt foarte mulți pruni și dacă simt gustul de pălincă, albinele după aia am probleme, că se duc la prune și am probleme cu vecinii și nu vreau ca să le fac să îmi facă probleme. Bine, asta ca și o paranteză, am glumit, bineînțeles. Veți vedea. Cei care veți urmări video, veți vedea cum fac totuși ca albina care o duc dintr-o ladă în alta să nu mi-o moare matca la familia în care duc albina. Dar dacă veți urmări acest video, veți înțelege cum procedez. Haideți să deschid o familie, să vedeți o familie, un roi, să vedem cum fac restrângeri, cum încep să le pregătesc pentru iarnă. O deschide prima dată familia de aici. Până în acest loc am ajuns cu lucrul la stupi. Și după ce am terminat cu siropul, tot ce a însemnat hrană de completare, acum la fiecare familie scot afară tratamentele. Verific cum stă cu hrana, cum stă cu albina acoperitoare pe ramă, pe rame. Asta a fost ramă de, cu hrană, pe care am descăpăcit-o. Ele au dus-o în interior. Nu mai am nevoie de el în stup, îl scot afară. Acum verific cât albina am pe rame, ce hrană. Da, asta e ultima ramă. Are hrană până aici jos. Mai are să căpăcească și în rest e ok. Asta e o ramă de margine foarte bună. Următoarea, la fel, are hrană până aici, în zona aceasta. Deci aici în sus totul e cu hrană.
aici la fel. Mă uit să văd dacă mai au și puiet. Asta e albină tânără ieșită. Aici e și mătcuța. Se pare că aici are ceva ouă de o zi proaspete. Zăresc acolo în celule. Nu pe suprafață mare. Da, aici are ceva puiet căpăcit. Dar mai are și ouă proaspete. Aici la fel. Ouă proaspete, larve în lăptișor. Deci încă văd că o să mai ducă cu puietul. Da, aici albinele se văd cum sunt intrate în celule, curăță celulele. Da, încet, încet să restrâng. Și propolizate. E, uite aici o ramă mai... cu mai puțină hrană pe partea asta. O ramă care e posibil să o scot afară, ia să vedem cum e și mărgina așa asta. Da, aici rama asta o voi scoate afară, o voi lăsa aceasta și aceasta o voi scoate afară. Bun. O să trag familia spre mijloc. Foarte tare s-o propolizat. O propoliza familia asta. Bun. Albina asta vine scuturată. Rama asta o descăpăcesc și o pun aici în față să o duc în cuib. Cam asta fac. Și o închid la loc.
acum voi deschide un roi să vedem dacă e necesar să le restrâng. Asta e un roi format pe o singură ramă, roi de la care am mai luat ramă cu puiet. Am mai luat ramă cu puiet și am dat la vecinul de aici. Ăștia au fost făcuți amândoi în lădița asta și i-am separat. Cel din stânga l-am mutat în lada aceasta și acesta care a fost aici în partea dreaptă l-am lăsat în lada aceasta. Ăsta a fost un pic mai dezvoltat, pentru că aici am putut să pun 4 rame, încoace, din partea din coace nu mi-a încăput chiar 4, am încăput numai chiar 3 și atunci ăsta un pic s-a dezvoltat mai repede. Dar am încercat să-i egalizez, i-am dat o ramă cu puiet la celălalt. Asta e ultima ramă. Are puietul deja se restrânge, după cum se vede, bagă miere și aici va renunța matca. Se va concentra dacă va vrea pe ramele din mijloc. Au hrană destulă. Aici e și mătcuța. E o matcă provenită din schimb liniștit, de la o familie. Anul ăsta am avut foarte multe din astea de schimb liniștit. Și am profitat vreo 3 sau 4 familii mi-au tras și am luat destul de multe de la ele. Au fost de la care am luat și vreo 7 boci. Boci din care mi-au ieșit măci. O mai fost care au și renunțat la ele, nu s-au perecheat, s-au pierdut. Aici deja e o ramă cu hrană și aici mai are un petic de puiet în zona asta. Are un roi frumușel. Da, aici hrană care urmează numai să o căpăcească. Este mult albine ieșit afară. Asta e ramă mărginașe, dar aici să vedem, pe partea asta alta are miere, are păstură și albina s-a strâns aici pe partea asta. Aici am pus o ramă după diafragmă cum am restrâns-o. Ia uite că nu știu ce s-a întâmplat cu asta, am uitat să o descăpăcesc. Cu furculița când lucrez o și pun în pungă și strâng punga, pentru că albinele în perioada asta trebuie să fiu foarte atent că ele se concentrează mult să-și adune hrană pentru iarnă și atunci dacă nu sunt atent și luați vreo ramă sau
curculița undeva, ele imediat simt și se adună și după aia îmi fac probleme dacă nu s-atenă. Da. Ma voi închide la loc. Și vreau să vă spun câteva lucruri despre unificări, despre egalizarea familiilor, cum procedez eu. Haideți că închid lada și... După aia vorbesc câteva lucruri. Deci cum procedez la egalizarea familiilor? Eu lucrul ăsta îl practic. Nu îmi convine să am o familie pe 8 rame, de exemplu, și una să o țin pe 3 rame, 4 rame un roi. Încerc cât de cât să le aduc pe toate la un anumit nivel. Plus, minus o ramă să fie diferență între ele. Pentru ca în primăvară să aibă toate un start cât de cât egal. În felul ăsta îmi dau seama și în primăvară de calitatea măcilor, când ele pornesc toate de la același nivel. Și în felul ăsta reușesc să-mi țin și o evidență a lor, a măcilor, cât sunt de bune. Hai să vă spun cum procedez când egalizez. De exemplu, iau o ramă cu puiet sau... De obicei caut să fie ramă cu puiet. Dacă am în familie, dacă nu, și o ramă acoperitoare cu albină. Și dacă dau, de exemplu, de la această familie la familia de lângă sau ori la care familie din stupină, totdeauna am grijă albina care o introduc în lada în care o duc să nu intre în contact direct cu matca. Deci, urmăresc, am ajuns, de exemplu, la această familie, am văzut că îi mai slăbuță sau îi pe mai puține rame și vreau să aduc o ramă din altă familie. Atunci mă uit la familia aceasta unde găsesc matca, da? Și o mut exact pe prima ramă. Eu în momentul când aduc rama cu albină din altă familie, o pun în partea opusă, pentru a nu intra în contact cu matca familiei. Și în felul ăsta dau rame și ajută familiile mai slabe. Deci un lucru simplu care l-am observat de-a lungul anilor că funcționează. Cam atât din stupină. Până la un nou video, vă doresc multă sănătate, iar celor care sunteți noi pe canalul meu, nu uitați să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut acest video, să vă abonați dacă nu ați făcut-o încă și până la un nou video, toate cele bune!